v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Pentru început, aș vrea să vă prezint câteva rostiri de suflet cu ocazia evenimentului nostru de suflet, Seniorii Petrolului Românesc, 5 ani de existență deocamdată. Argumentele intervenției mele sunt următoarele. Petrolul, alături de celelalte substanțe minerale utile, reprezintă bogăție națională. Și bogăția națională nu se vinde. Cred că uneori este necesar a fi amintit și reamintit acest lucru decidenților. Ce a însemnat petrolul pentru civilizația umană? Răspunsul la această întrebare l-a dat istoricul francez René Sédillot. Cităm. Într-adevăr, petrolul este un personaj cu două fețe, una prietenoasă și cealaltă amenințătoare. Petrolul este efectiv capabil și culpabil. Capabil să zămislească o lume minunată, culpabil pentru participarea la agresiunile și nedreptățile care aduc nenorociri oamenilor. Evoluția industriei de petrol din România ar putea fi sintetizată astfel. De la puturile de petrol săpate manual, la sondele de mare adâncime, onshore și offshore, sonde orizontale, etc. De la o producție de 275 de tone înregistrată oficial în anul 1857 la o producție de 15.100.000 de tone în anul 1976. Tot anul 1857 a fost anul de debut al activității de prelucrare a țițeiului, prima rafinărie, care a continuat la rafinăriile de mare performanță din ziua de astăzi. Toate aceste realizări se datorează petroliștilor. Numele de petrolist este generic pentru că include pe toți cei care au contribuit la dezvoltarea industriei de petrol din România. Geologi, geofizicieni, forajiști, extracționiști, utilajiști, tehnologi, etc. Am cunoscut lumea petroliștilor, o lume formată din oameni buni, care au muncit să facă o viață mai frumoasă, nu numai lor, și la toți oamenii. Peste toate aceste realizări, timpul, prin oameni, a așezat o negură a uitării. Această negură a uitării fiind mult mai densă după vânzarea petromului, când au fost evidențiate neajunsurile în defavoarea realizărilor. Și iată că un om care a cunoscut lumea petroliștilor mult mai târziu vine și dă deoparte negura uitării și aduce la lumină oameni și realizări din industria de petrol prin emisiunea Seniorii Petrolului Românesc. Realizatorul acestei emisiuni se numește profesor doctor inginer Liviu Dumitrașcu, căruia îi mulțumesc pentru efortul depus și îl felicit pentru succesul acestei emisiuni. Am urmărit cu atenție emisiunile realizate cu mai mulți seniori și consider că fiecare emisiune a avut mai multe componente. Componenta personală, componenta profesională, dar a avut și o componentă patriotică, fără a se face uz de cuvântul patriotism. Cei care au urmărit aceste emisiuni au fost încântați de aspectele relevate, afirmând. A fost deosebit de interesant. Vă mulțumim, domnule profesor. Bună ziua și mare bucurie îmi face să vă aud. Și, de asemenea, mesajul pe care mi l-ați transmis acum, evident că mă încarcă de emoție. Seniorii Petrolului Românesc deja este un brand și o realizare inestimabilă, zic eu, pentru ceea ce înseamnă oameni de valoare,
poate cu excepția mea, că și eu am fost găzduit în emisiunea dumneavoastră, oameni de valoare dintr-o industrie de mare importanță în istoria poporului românesc. Evident că atunci când vorbim de senioritate, vorbim de valoare și experiență. Și dumneavoastră ați reușit să aduceți în cadrul acestor emisiuni foarte mulți oameni reprezentativi pentru industria de petrol și gaze din România, cu atât mai mult cu cât istoria a demonstrat-o că fără aurul negru al României, probabil că multe din realizările acestui popor n-ar fi fost posibile. Evident că sunt bucuros să fi fost contemporan cu această emisiune a dumneavoastră și pe care am sprijinit-o atât cât am putut. Mulțumim și ați putut și vă mulțumesc, vă sunt recunoscător. Și evident că îmi doresc ca ea să continue și într-o formă sau alta să poată să aducă în fața opiniei publice cât mai mulți oameni de valoare din această zonă de activitate. Invitatul meu din această emisiune este doctor inginer Irinel Altiocaian, director departament gaze naturale, un colaborator de-al meu pe informatică la Universitatea Petrol Gaze Ploiești timp de 18 ani. Este adevărat că l-am invitat de-abia acum, dar nu e târziu nici acum. Îmi permit încă din start, pentru că ne cunoaștem și am rămas împreună chiar de 18 ani, să mă adresez cu Irinel. Sau dacă vreți, domnule doctor inginer Irinel Altiocaia. În primul rând, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră la această emisiune. Și o emisiune foarte importantă, după părerea mea, Seniorii Petrolului Românesc. Chiar vă rog să vă adresați cu numele de Irinel către mine, așa cum am colaborat tot timpul. Da? Tot timpul. Iată, colaborăm în continuare. Da? Este o tradiție. Irinel, deci cunoaște emisiunea noastră, da? Da. Cunoaște emisiunea noastră. Încă din start, vreau să te numesc și eu un senior al petrolului românesc. Vă mulțumesc. M-am gândit mult înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră. Consider că e un apelativ care mă onorează foarte mult. Și mă obligă. Da? Poate că sensul principal pe care îl văd în această emisiune este să aduc în față seniorii care au fost și de o valoare extraordinară, pe care chiar să-i evoc rog, și mi-a face mare plăcere, pentru că am avut atât în perioada studenției, cât și după oameni de valoare cu care am avut plăcerea și ocazia să lucrez. Foarte frumos. Este bine că nu uiți modelele, nu-ți uiți maestrii de viață, la timpul oportun. Sigur, dacă îmi permiteți, regele Mihai spunea la un moment dat... Te rog, deci cităm, da? Cităm, exact. Te rog, da? Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memoria trecutului. Frumos. Ai și tu un motto la care ții? Am un motto care e și personal și pot să-l extind, poate și către ceilalți. Te rog. Am mers pe ideea că sensul este de a atinge proiecția pe care mi-o fac în timp, adică dorința de întregire cu sinele dintr-o depărtare încă nedevenită. Ce filozofic! Sau mai pe românește? Ne proiectăm în timp... Asta nu e în armenește, totuși e în românește, totuși, da? Ne proiectăm în timp ceea ce dorim să ajungem. Și odată ce ne-am propus, facem tot posibilul ca acel punct să-l atingem și atunci ne reunim cu noi înșine, însă pe un nivel superior. Poate reușești la o altă întâlnire de-a noastră, dacă ne mai vedem și a doua oară, este tradiție. Plăcerea este a mea. În cadrul emisiunii. Poate te gândești și mai scurtezi puțin textul, este foarte frumos și chiar merită comentat mai mult. Deocamdată am reușit să scot din fântâna Irinel Altiocaian un text care mie îmi place. Cunoști formatul emisiunii, am spus foarte clar. Trebuie să dăm și un titlu
ne-am consultat, este propunerea ta, acest lucru se află și pe burtieră, cei care ne urmăresc vor căuta să înțeleagă de ce acest titlu, să-l spunem, petrol, informatică și gaze naturale. Repet, secvența petrol, informatică și gaze naturale. Vom avea și un telefonist, sigur, numai telefonist nu este, și anume doctor inginer Ion Angel, director OMV, un om de-al casei. Am înțeles că ați lucrat împreună, da? 5 ani. Și ați rămas împreună, da? Suntem prieteni. Vom vedea exact ce spune la momentul oportun. Ne întoarcem la titlu. Petrol, informatică și gaze naturale. Aș vrea să-l demitizăm puțin, sigur, făcând referire la aceste cuvinte cheie, pe tot parcursul emisiunii. Are două părți, partea întâi, partea a doua. Petrol. Petrol. Se referă la formarea mea ca specialist în domeniul petrolului, pe de o parte, și pe de altă parte, primii pași pe care i-am făcut în carieră au fost în domeniul petrolier. Am lucrat la, și o să vedem mai departe, cu consimțământul dumneavoastră. De acord, nu, rămânem pe petrol, da? Exact. Deci rămânem pe petrol deocamdată, da? Am lucrat la două schele de foraj, schela de foraj Moreni și schela de foraj Ploiești. Frumos. Prima parte a perioadei după facultate am lucrat ca inginer. Să spunem, ce facultate? Facultatea de forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din la Ploiești, din cadrul Institutului de petrol și gaze Ploiești. Ce promoție? Promoția 1989. Din 300 de absolvenți, am înțeles eu, da, tu erai în plutonul fruntaș al 9-lea, că dacă erai al 10-lea, cu sergentul 10, da? Al 9-lea. Felicitări, totuși, mulțumesc. Da? Să mai spunem de asemenea că ai avut bursă republicană. Deci ți-a plăcut cartea? Mi-a plăcut, da. Bun. Mai avem ceva de spus deocamdată să lămurim, să demitizăm petrol? Deocamdată. Deci am câți ani în petrol? În petrol 10 ani la schele de foraj. 10 ani. Da. Da? Frumos. Dar perioada strict de meserie, vorbesc petrol în sine, cum mers la schelă și condus brigăzi de foraj, am fost doar jumate de an. După jumătate de an, exact. Da? Dar unde mers la schel? La Moreni, la repartiție, era pe vremea aceea repartiție guvernamentală. Da. Niște oameni deosebiți. Și de ce ai ales tu Moreni? Puteai să era cu posibilitate de navetă. În rest, orașele erau închise, orașele mari. Media îmi permitea, dar din păcate orașele mari erau închise. Specificul facultății era de așa manieră încât cel mai aproape loc a fost la Moreni. Am înțeles, da? Și tu locuind în Ploiești. În Ploiești, iar exact. Acum locuiești în București. Asta e rima, da? Bun, e regulă, da? Informatică. Informatică pentru... Înainte că... de a te gândi ce spui, noi am colaborat excelent. Stimați respectivori, invitatul meu este un pedagog impecabil. Eu cred că are nervul scos când intra la orele de laborator, la orele de seminar. Pentru mine a fost o mare bucurie. Am colaborat când eram și șef de catedră și prorector, mă laud puțin, dar și ca director INDE, foarte mulți petroliști, foarte peste 250, toți apreciindu-l și eu mă folosesc de acest lucru, să-i mulțumesc încă o dată. Informatica. În primul rând, eu vă mulțumesc că mi-ați dat șansa și dumneavoastră sunteți una dintre persoanele care mi-au acordat șansa să mă dezvolt. Și faptul că am reușit să ajung la niște performanțe și pe acest tărâm al și pedagogiei. Să ne înțelegem. Sigur că da. De acord, se datorează și dumneavoastră. Informatică. Informatică, pentru că imediat, deci la 6 luni după terminarea facultății. Deci facultate, tu ce limbaj de programare? Să-i fim puțin tehnici, ce ai făcut? Turbo Pascal. Turbo Pascal însă l-am făcut nu ca materie de curs. Iubitor de turbo. De turbo, da? Exact. Da? Nu ca materie pe care am avut-o în facultate. În facultate se făcea Fortran, pe cartele, mă rog. Sistem BC, exact. Dar am avut șansa să lucrăm pe niște TPD-uri la universitate, la Institutul de Petrol și Gaze ajunseseră niște calculatoare și prin... Și noi aveam TPD, aveam un TPD mare la catedră, da? Da, exact. Așa. Și în... Mă refer la catedră informatică, da? În timpul liber, un grup de studenți... În timpul liber de la facultate. De la facultate, da? Exact. Așa. Da? Da? Seara, chiar nu glumesc, cred seara... Cred asta, dar nici eu nu glumesc, da? Am reușit să ne punem la punct
învățând și auto-învățând, pentru că aveam o documentație. Autodidact. Autodidact, da? Exact. Era o documentație pe care reușisem să facem rost. În limba engleză. În limba engleză, da. Un domnul Sorin Neacșu, de la Institutul de Petrol și Gaze, care avea o soră, ce reușise să facă. Era un pasionat. Un pasionat, exact. Și ne-a transmis și nouă. A avut amabilitatea și ne-a ghidat. Mi-a prins foarte bine pentru că am pus bazele unui limbaj. În 1989, după ce am terminat facultatea, am lucrat 6 luni de zile la Schela de Foraj Moreni, mergând pe, cum spuneam noi, pe coclauri, la sonde în jurul Moreniului. Necăsătorit. La necăsătorit, sigur că acord. Da. Important și asta, da? Și un eveniment, așa cum eu consider că nimic nu e întâmplător în existența noastră. Nici întâlnirea noastră. Nici întâlnirea noastră. Eram la domnul director pe atunci la Schela de Foraj Moreni, domnul Ionescu Ariton, un om deosebit și dacă îmi permiteți o să vorbesc după aceea despre categoric, personalitatea dumnealui. Da. Avem un material oameni, n-am găsit o imagine, dar exact când exploatăm acest material, te rog să faci comentariul necesar. Eram la dumnealui, mi-aduc aminte că eram la dumnealui în birou, trebuia să ne trimită la o sondă și intră șefa contabilă, directoarea economică de fapt, plângând și am înțelesesem din discuție că avea o problemă de transmis, o situație de transmis la minister, era vorba de mijloace fixe și nu le putea gestiona. În cadrul schelei era un calculator care zăcea undeva într-un colț. Un TPD. Tot un TPD, da? Auzind ce se întâmplă, l-am întrebat pe sfios și timid pe domnul director dacă este o problemă să folosesc calculatorul în ideea de a rezolva acest... Deci era vorba de aplicație de salarii? Nu, aceasta era de fixe, exact. Perfect, era o situație care trebuia sortată. Și nu erau niște pachete de programe dedicate, da? Era mi-fixul, dacă ți-amintești. Da, mi-amintesc, dar nu exista, nu lucra nimeni pe calculatorul acela, nu știa nimeni să lucreze, nu aveau habar de ce înseamnă calculator. Dar era un rău necesar. Era un rău necesar. Venise prin, pe vremea aceea, pe vremea lui Ceaușescu, începuse dotarea societăților cu calculatoare. Și mai ales cele de petrol. Exact, exact, așa este. Și mai ales cele de petrol. Inițial, domnul director Ariton a fost puțin susceptibil, după care a zis, bine, e în regulă, poți să-l iei și să faci ce consideri. A doua zi programul era deja gata, în două zile... Așa, da? Da, eram împătimit, am stat toată noaptea și am lucrat la el ca să demonstrez că se poate. Cu toate testele... Cu teste, da, nu era o bază de date sofisticată, era simplu, chiar o bază de date simplă, în care după aceea făceam niște filtrări în prima fază. Filtrări, sortări, în așa fel încât să obținem situațiile solicitate. El am prezentat doamnei director economic, a fost foarte încântată. N-a mai plâns. Deci nu mai credea în lacrimi, da? Exact. După care domnul Ionescu Ariton a zis, din momentul ăsta te vei ocupa de partea de informatică, mi-a dat o cameră liberă, 3 oameni ulterior la dispoziție și am reușit în decurs de 3 ani, 2 ani și ceva, să utilizez întreaga societate cu calculatoare și nu numai cu calculatoare, am creat softurile corespunzătoare atât pe linie tehnică cât și pe linie economică. Era sarcină de servici? Era sarcină de servici deja, pentru că la 26 de ani eram șef de birou. 26 de ani? Da. Șef de birou, adică erai singur în birou? Șef birou. Și câți oameni aveai sub ordine? Trei. Da. Și cu tine 3? Nu, 4 cu mine. Deci 4. Un care de aș. Și toți erau... Tot forajiști? Erau... Nu, erau 2 economiste IT? Și un forajist. Și v-ați armonizat, da? Da, foarte frumos, foarte frumos. Și la salarii când ai trecut? La salarii? Aplicația de salarii. Am trecut nu totu, puțin. Nu totuși autorul? Puțin, da, sunt autorul. Puțin da, pentru mai că mi-a vorbit frumos de realizările tale. Urmașul tău, știi la cine mă refer? La Michel Comănău. La Michel Comănău, pe care îl salutăm de aici, oriunde ar fi el, în Cuveit. Da. Programul salarii a intrat puțin mai târziu în funcție. Echipa... Totul, ai făcut aplicația da, totul? Da, sigur. Deci, în Turbo Pascal, da? În Turbo Pascal, aplicat, da. Cu rutine, puțin, da? Da, dar se... Eu amintesc de salarii, de salarii, deci o exterioară adevărată, un salariat era fericit, că s-a îmbătat contabilul și în loc să-i dea salariul, i-a dat reținerii.
Aplicația Testat, am zis că ai și comercializat-o, da? Da, de fapt, chiar colaborarea cu Ninel Angel a fost în ideea în care nu reușeam, știți cum, la un moment dat, după ce programele au început să lucreze la Foraj Moren, exista temerea că prin introducerea și acestui program de salarii... Se dau afară... Exact. Și, din păcate, nu obțineam toate informațiile de care aveam nevoie. Cunoscându-l pe Ninel, care era la Foraj Ploiești și... tipicul activității fiind același, l-am rugat, dacă există posibilitatea, să mă pună în legătură cu fetele care lucrau la salarii, să obțin câteva informații în plus pe care nu le aveam la locul meu de muncă. El foarte, un om foarte deosebit, da. Ai sigur că da, zice, dacă respectul. O condiție, să-mi dai și, ne dai și nouă programul de salarii. Zic, plăcerea va fi a mea. Foarte frumos. Și în acest fel am reușit. Deci îți dau ca să-mi dai. Do, udez. Și... vom reveni totuși la informatică. Sigur, noi colaborând 18 ani pe informatică, eu am și o deformație, am rămas cu aceeași iubire. Și gaze naturale, să demitizăm puțin. Sigur. Și gaze naturale. Deci, petrol, informatică și gaze naturale. Da? Gaze naturale, de ce? Pentru că, iarăși, întâmplarea a făcut, în ghilimele... Deci n-am zis petrolul, aurul negru și ploieștenii totuși, da? Și gaze naturale. Da, pentru că eram la Foraj Ploiești deja, la un moment dat primesc un telefon, era vorba de privatizarea acestei societăți. Am auzit de bursă, da? Așa, da? Dacă considerați, o să avem un aspect de discutat și... Cate, cum? Sigur că da. Investitorul era un american care venea cu un reprezentant român să testeze și să vadă ce se întâmplă cu societatea, realizări și oportunitatea preluării. Până la urmă a fost privatizat. Am primit un telefon de la o prietenă de familie, Raluca, și mi-a zis, Irinele, vezi că un prieten de-al meu, care lucrează la Dispeceratul Național de Gaze, este director acolo, are nevoie de un om care să știe și calculatoare și să fie și de meserie petrolist. Dar e la București. Eu, făcând naveta deja 5 ani de zile la Moren, am zis, navetă, iarăși, zic, lasă-mă să mă gândesc. Trebuia să dau răspunsul joi, miercuri s-a întâmplat să vină investitorul american. Moment în care eu, cu sinceritate, l-am întrebat, domnule, ce aveți de gând să faceți? Mutați sediu, sediu era la Ploiești și înțelesesem că ar vrea să-l mute la Liești. Americanul mi-a confirmat în limba engleză că, da, într-adevăr, sediu va fi mutat la Liești. În momentul 2, după ce am terminat întâlnirea, am sunat-o pe prietena mea și i-am zis, da, accept. Era vorba de navetă, mai bine o fac la București, la un nivel mult mai înalt, Dispeceratul Național de Gaze, fiind entitatea care coordona întreaga activitate de gaze la momentul respectiv din România. Petrolul, informatică și gaze naturale. După această lungă, deci lungă, dar necesară intervenție, aș vrea totuși să luăm, ca să rămânem în domeniu, să luăm la telefon pe domnul doctor inginer Ion Angel, director OMV. Bună ziua, domnule Angel! Bună ziua, domnul profesor, mă bucur să vă reaud. Eu sunt și mai bucuros, și mai bucuros, mai ales că îmi pot permite, e adevărat, cu acordul dumneavoastră, să vă exploatez în continuare. Exploatez este un fel de a spune. Domnul doctor inginer Ion Angel, invitatul meu din această emisiune este domnul doctor inginer Irinel Altiocaian, cu care ați lucrat, m-am documentat eu, împreună 5 ani de zile. Rugămintea mea este destul de simplă, nu știu răspunsul dumneavoastră cum este. Vă rog să realizați un nanoportret pentru invitatul meu, Irinel Altiocaian, care arde de nerăbdare să audă ce îi spuneți, mulțumindu-vă încă din start și rugându-vă să reveniți la noi în emisiune. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, vreau și eu să-l salut pe Ninel, da? Și să-i transmit toate cele bune. A, deci îl mituiești puțin totuși, nu? Da? Da? E în regulă. Deci, de mult timp. Bine, deci să vedem ce spune totuși. Deci, sigur că da, e... Deci, el e un om sincer. Tu te-ai asigurat, e greu să fii sincer. Într-adevăr. Deci tu te-ai asigurat că el va rosti ceea ce trebuie. Exact. Vă rog. Bună ziua, domn profesor. Bună ziua. Sigur, cu acordul dumneavoastră, o să întrec în CV colaborator la emisiunea Seniorii Petrolului Românesc.
cu corp 18 bolduit. Vă rog. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. A fost o idee bună să ajungă și Irinel pe la dumneavoastră, pentru că cred că este una dintre persoanele care are ce să spună după atâția ani de activitate. Mulțumesc. L-am cunoscut pe Irinel încă din facultate, după care viața ne-a adus împreună la Societatea Comercială Forașon de Liliești, Ploiești, între timp. Am înțeles că l-ați ajutat și pe el să ajungă acolo, da? Da, amândoi tineri ambițioși. Da. El cu mai mult timp liber decât mine, pentru că nu era căsătorit și avea timp să umble în calculatoare toată ziua până ziua. Așa că a venit la mine și mi-a propus că dacă ne interesează un program de personal și că ar vrea să ne-l prezinte. Să vi-l prezinte, nu să vi-l vândă, să vi-l prezinte, da? Să ne-l prezinte, da. Nu uitați că invitatul meu este Armean și el când... Nici nu știți cum judecă el apropo de câștigă și pierde. Vă rog. Da. Charles Swindoll spunea că viața este 10% ceea ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Și amândoi știți să faceți lucrurile să se întâmple. Și am făcut ca lucrurile să se întâmple. Am avut marea șansă să avem și un manager care a avut deschidere pentru lucrul ăsta. Care are un nume totuși, nu? Are un nume și îl cheamă domnul Ionescu Gheorghe și o, pe care salutăm de aici, o veche cunoștință. Se află în sufletul seniorilor petrolului românesc. Da, rămâne o persoană mancantă și domnul director și-a dat acordul după ce a văzut despre ce este vorba și așa am început colaborarea cu Irinel, după care el a decis să și vină să lucreze împreună cu noi și a gestionat un departament nou pentru acele vremuri, departamentul de IT, dar și o chestie foarte nouă pe care el a făcut-o și pot să spun că se înscrie la activitatea de pionierat, este activitatea de privatizare și activitatea de listare la bursă. În acel moment nu erau foarte multe companii listate la bursă și cu ajutorul lui Inel, Forașon de Ploiești, a ajuns să fie listată la bursă, să fie văzută de toată piața financiară din România. Din păcate, managementul, care n-a fost unul corespunzător în anii următori, a adus ca această companie să fie delistată și după aceea să dispară de la bursă. Ce am văzut la el în toată perioada asta, am văzut foarte multă ambiție. Era un tip foarte ambițios, un tip care muncea foarte mult, un tip cu o coloană vertebrală, așa cum spunea cineva, trăiești doar o dată, dar dacă o faci corect o dată este de ajuns. Asta am văzut la Irinel. Că a încercat să trăiască corect și să spună lucrurilor pe nume și eu l-am apreciat pentru lucrul ăsta și în felul ăsta ne-am și apropiat. Așa, ca două persoane care avem aceleași gânduri și țeluri. În rest, după ce a plecat de la Foraj, din păcate n-am mai ținut foarte mult legătura. Drumurile s-au despărțit și lucrăm amândoi în București. N-am mai reușit să ne vedem de multă vreme. Așa. Dar mă bucur, am auzit că între timp s-a așezat la casa lui, are o familie și îi doresc sănătate lui și acasă numai bine. Mulțumesc! Și eu mulțumesc foarte mult. Îi mulțumiți încă o dată? Sigur că da, Ninel, îți mulțumesc că ai rămas același om deosebit. Și ție da, este un om deosebit. Exact. Și este un senior al petrolului românesc. Am văzut în emisiunile anterioare în care Ninel a apărut și am rămas profund impresionat. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. La revedere și să ne mai auzim. Numai bine. Și numai Doamne ajută! De aici încolo aștept să mă văd pe statul de plată de la seniorii petrolului românesc. Să știți că cel mai important este să fii total general, așa că așteptăm total. General este, da? Da? Bine, mulțumesc! Totul bine, se plătește! Ce repede trece timpul și încă n-am intrat în subiect, chestiune. Te rog, acestea sunt regulile televiziunii, să facem un moment de pauză pentru că este publicitate. Invitatul meu
este domnul doctor inginer Irinel Altiocaian. Irinel, mai facem încă un pas, primul pas deja obligatoriu, a fost realizat în partea întâi, și aș vrea să spun celor care îl urmăresc că reprezinți generația 65, exact. Iunie 14, Ploiești, România, și aș vrea să spun că ești armean. Exact. Unul din cele, din cei 7.000 de armeni din România. Irina, ca să demitizăm puțin cele spuse, aș vrea să vedem un material. Aici este vorba de bunicul Antranic, care a venit din Asia Mică în 1915, în urma genocidului pe care Imperiul Otoman l-a efectuat asupra populației armene. Au murit 1,5 milioane de armeni. Da. A venit, avea familie, copii, soție. El era în ziua respectivă pe deal cu oile, pentru că asta era activitatea de bază. Când s-a întors, nu mai trăia nimeni. A reușit să fugă doar cu hainele de pe el și a găsit în România și în români un refugiu, trăind până la sfârșitul vieții aici. Cu ce se ocupa în România când a venit? În România a deschis un magazin de cafea, negustor, deci cafea, comerciant, da? Cum sunt de fapt... Și recunoscut, da? Și recunoscut. După care tata l-a ajutat, bunicul îmbătrânind, preluând activitatea până în 1947, când, după naționalizare, i s-a propus tatălui meu, da, aici este familia mea, tata, mama, sora și eu. Sora Gilda, da? Gilda, da. E în Ploiești, în București? Este în Ploiești. Cu ce se ocupă? Este economistă. Da? Și... Știe că ești aici în emisiune, da? Da, știe. O salutăm de aici, da? Frumos, o poză de grup, da? Aici este o poză interesantă pe care am descoperit-o. Republica Ploiești, da? Da, cu Republica Ploiești, unde se face referire la magazinul de cafea Altiocaian. Fizic pe unde era? Era pe la halele centrale în Ploiești, da. Stând cu fața spre... Răsărit. Da, nu, spre principalul corp, da. Cu vârf, pe partea dreaptă. Pe latura din dreapta, chiar la început, era numărul 13 și chiar interesant a fost că nu vrea nimeni să-l ia pentru că se considera că e cu ghinion. Și a fost închiriat de bunicu și a avut chiar noroc, i-a purtat noroc numărul 13. Foarte frumos. La fel, este vorba de precizarea magazinului de cafea și dulciuri al armenilor Altiocaian. Dacă tot vorbim de cafea... Dar unde suntem aici? Nu, aici suntem la cafeneaua soției. Deci, pe care o cheamă? Sorina. Sorina, româncă. Româncă, da. O salutăm de aici, da? Care nu face altceva decât să continue tradiția cafelei, exact, da? E un arc peste timp. Foarte interesant. Și tata ar fi mândru. Timp înseamnă 2017, da? Da, exact. 2017. Deci, eu da? Sunt mulțumit și apreciez și o felicit pe soția mea pentru că s-a ocupat îndeaproape, deci, și a reușit iată, să... iată, un mediu ambiant, sunt multe magazine. Dar acesta, totuși, pentru că suntem în emisiune, a luat un premiu de curând. Exact. A fost considerată, nominalizată ca fiind și a câștigat premiul de cea mai bună cafenea din lanț, de peste 70 de cafenele, în luna februarie. Foarte frumos. Care e o lună scurtă, totuși. O lună scurtă, da? Exact. Da? E adevărat ca număr de zile. Aici frumos. Este o imagine dimineața. Aici este mama cu nepoții. Mama care trăiește. Care da? Trăiește, cum dar are 87 de ani. O cheamă Eliza. Eliza. Da, Peruz Eliza. Da. Este armeancă. Armeancă, și da? Este cu cealaltă Eliza, fetița de 4 ani jumate, fetița mea. Da. Și este... Să trăiască, mulțumesc, să vă trăiască, da? Mulțumesc. Care spui tu, e o dulceață. E o dulceață. Dulceață de vișine, dulceață de cireșe amare, da? Și dulceață. Una și alta. Și una și alta, da? Foarte frumos. Să rămânem puțin la armei. Vă rog. Eu n-am așa o cultură extraordinară, dar sunt bucuros că am invitat în emisiune un armean de marcă. Spune, armenii sunt uniți? Da, sunt uniți. Sunt uniți. Ai putea să-mi dai câteva exemple de armeni care au schimbat lumea și apoi vom veni și în România. Câteva exemple din cultura ta. Sigur că da. Nu știu, poate așa pe nepregătite, dar... Unul dintre cei mai importanți, după părerea mea, este Charles Aznavour. Il faut savoir. Exact. Mai puțin, mai provocat. Cunoști melodia? Cred că da. Da? Nu te pun să o cânt. Păi îmi amintesc câteva versuri din melodie. Ar trebui să știi să râzi când tot ce a fost mai bun s-a stins.
Il faut savoir. Când ți-a rămas doar rău, rău, în lumea de nimic de plâns. Il faut savoir. Și ar la Aznavur, pe numele lui... Că nu-l chema Aznavur, avea un nume de... Aznavurian. Aznavurian, exact, da? Și ar la Aznavur, da? Da, a jucat și în filme, chiar în filme în care arată cum a venit... Cântăreț, actor, diplomat. Exact. Este ambasador al Armeniei. Mi-e place foarte mult Charles Aznavour. A fost și în România. Nu, eu l-am văzut la Olimpia. Da, foarte frumos. Kirkorian, un alt nume, un businessman în Statele Unite, care a adus plus valoare economiei americii. Te referi la Las Vegas, da? Exact, la Las Vegas. Da, foarte frumos. A modelat. Exact. Las Vegas-ul, da? Cher, cântăreața, cum bine cunoscută cântăreață, Charlene Sarkisian. Dintre oamenii de seamă de care pot aminti este Mikoyan, celebrele avioane MiG, MiG-urile. Da. Vin de fapt de la Mikoyan, care este cel MiG, da? Exact. Care nu se prăbușește. Da? Bun. Un alt armean, Agassi, din lumea sportului. Referi la Andrei Agassi, da? Da, care unul din cei mai buni tenismeni din istorie. El este armean, Agassi, da? Da. Bun, dar mai am eu curiozitate. Steve Jobs, apropo de domeniul Steve nostru. Steve Jobs... El nu era armean. Nu era armean, dar a fost adoptat de o familie, de mama armeancă, tatăl american. Când a fost mic, a rămas orfan și a fost adoptat și a crescut în spiritul acesta armenesc. Și mai un inventator, mi-am notat eu aici, de bancomate. Un inventator de bancomate, Simigian, dacă nu mă înșel. Simigian, e adevărat, da? Și aș mai aminti Cârlian, care a schimbat într-un fel fața lumii prin fotografia Cârlian. Cea care... Da, este celebră, da? Exact, da, care celebră. Pune în evidență aura organismului. Vezi ce lăudăm noi armenii. Dar aș vrea să venim în România. Cunoști personalități de origine armeană care au contribuit la dezvoltarea României în... numeroase domenii, educație, muzică, sigur că artă, da, petrol, da? Petrol eu nu cunosc pe nimeni, în afară de Irina Altiopean, da? Dar e de ajuns. Dar e de ajuns, e suficient. Să vedem. Spiru Haret, care e armean, da? Da, este armean, a avut un rol deosebit în învățământul românesc. Da. Virgil Magiaru, iarăși da. Armean de Sam. București, da? Așa. Ana Aslan. Da. Chiar tata a avut ocazia să o și cunoască îndeaproape pe Ana Aslan. Cu geriatria, da? Exact, da. Da. Chiar s-a dus la o consultație pentru că avusese o ruptură de ligamente și doamna Aslan a avut amabilitatea să-l trateze. Mihai Jora, iarăși. Da. Garabeti Brăileanu a fost... Suficient, da? Suficient. Tu ești mândru că ești armean, da? Sunt, sigur că sunt. La fel de bine cum sunt mândru că trăiesc în România și sunt alături de prietenii și cei de lângă mine români. Aș vrea să revenim acum la oile noastre, da? Vă rog. Noastre. Inginer petrolist am spus, tu ai mers spre petrol sau petrolul a mers spre tine? Tu ai terminat liceul unde? La Caragiale, în Ploiești. Eu, Luca Caragiale, Luca Caragiale, da? Exact. Un liceu de elită, da? Un liceu de elită. Și de ce ai ales petrolul? M-a ales petrolul pe mine, da, nu eu neapărat. Nu, am dat la facultate în București, am căzut primul și la construcții, la facultatea de construcții. Dar știți cum e, orice rău e înspre bine. Așa este. Așa cum vă spuneam că nimic nu e întâmplător. Am ales să dau la foraj, la Institutul de Petrol și Gaze, pentru că era perioada cu armata. În toamnă. Și, în toamnă, exact. Da. Unde am luat foarte bine. Inițial, în primele zile, propusesem să renunț și să merg pe linia pe care mi-o dorisem inițial, dar mi-a plăcut și am rămas fidel acestui traiect. Deci, inginer, petrolist. Petrolist, exact. Doctor inginer, să mai adăugăm un prefix. Da. 1998, conducător științific, membru corespondent al Academiei, Teodor Oroveanu, de care vom vorbi. Ne privește dintr-o stea. Exact. Titlul tezei e o continuare... A lucrării de diplomă, cum îi spunea diplomă. Atunci. Licență, da? Licență, o continuare. Exact. Același conducător, da? Da, același conducător, sigur că da. Acolo a intervenit legătura între mine și domnul Oroveanu.
I-a plăcut tema de licență, așa și cum am prezentat-o și ce am făcut. Are un background în matematică foarte bun. Da. Fizică foarte bună. Informatică. Informatică acolo, da, într-adevăr. Da. Lucram pe un Spectrum. Domnul Cornel Trifan i-a mai fost la dispoziție un Spectrum. Îi mulțumesc pentru asta, pentru sprijinul acordat. Și am reușit pe casete să realizez programul care a fost prezentat. În Basic, în ce ai lucrat? Nu, tot în Pascal. Tot în Pascal, da? Da, tot da? În Pascal. Frumos. După care domnul Roveanu mi-a propus, de fapt la propunerea mea, a acceptat să continui cu o teză de doctorat. Care a durat 5 ani. Din 90 m-am înscris. 90, și a durat până 98. Nu, atunci 98, se putea. 98, da, ani, da, 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 atunci am era înțeles, permisiv. Da, se putea. Da? Cu tema contribuții privind curgerea în regim nestaționar a gazelor în conductele de transport și, pot să precizez, nu numai. Lucrarea de doctorat a fost mai amplă. Am cuprins curgerea în regim nestaționar în zăcământ, apoi pe tubing către suprafață a gazelor și la suprafață pe conductele magistrale de transport. Tu în această perioadă lucrai unde? În această perioadă, până în 94, am lucrat la Foraj Moreni. Deci a fost o perioadă foarte bună, nu? Da. Când exact. S-ai folosit... Cunoștințele. Exact. Da? Chiar aici este foarte, foarte interesant că, spre deosebire de alții care spun că, domnule, în facultate înveți, dar în practică e altceva, n-a fost chiar așa. Grație pregătirii pe care am avut-o și mulțumesc profesorilor de seamă pe care i-am avut, aș vrea să-l amintesc pe domnul profesor Macovei, Neculei Macovei. Aici este... Avem o primă poză. Da, este domnul Gheorghe Ionescu. Pe care îl salutăm. Îl salutăm, da? Și cu am realizat vreo două emisiuni cu domnia sa. Este un om nemaipomenit, da? Într-adevăr, este un om extraordinar. A fost directorul tău? În perioada când am lucrat la Foraj Ploiești. Ploiești. Din 94 până în 99. Și ce ai învățat de la domnul director? Că era foarte dur. Era foarte dur, da, foarte corect. Un om cu o coloană vertebrală extraordinară. Un om care avea întotdeauna un pas înaintea noastră. Și faptul că ne-a acordat posibilitatea să creștem, vorbesc în nouă tinerilor, eu vorbesc în numele meu și Ninel Angel, tot la fel, eram niște tineri, el la marketing, eu la partea de informatică, avea o pregătire profesională deosebită, dar înainte de această pregătire profesională, aș vrea să spun că era un om, că este un om deosebit. În primul rând, am apreciat omenia la oameni. Un om între oameni. Exact. Să mai vedem un alt om, pe seamă, vă rog. Oh. Aici este domnul Bergi Margarian, a fost armean, a copilărit cu tatăl meu și îl cunosc de când eram mic, fiind și el din Ploiești, a copilărit la Ploiești cu părinții mei, de fapt cu tata, se jucau împreună, el a devenit Bergi Margarian, trăiește, are 97 de ani. S-a mai întors în România? Păi e în România. E în România, da? Aici, da? Da, da, da. Și acum? Este de aceeași promoție cu fratele tatălui meu, care trăiește în America, la Los Angeles. E o mică diferență, da? Am înțeles. Văd acolo alt Iocaia. Da. Da? Un nume deja. Să mai vedem încă un om de seamă pe care l-ai luat tu. Aici este domnul profesor, membru corespondent al Academiei. Care ne privește dintr-o seară. Da, este domnul Roveanu, Teodor Roveanu. Conducător de doctorat. Am făcut și cu dumnealui... N-ai publicat nimic în revista lui? Am publicat în revista... Mecanica. De la Academia Română, exact, exact. Foarte material. Exigent, foarte exigent. Foarte exigent. Și la fel ca și domnul Ionescu Gheorghe, domnul Roveanu, pe lângă pregătirea profesională de excepție, avea o cultură fabuloasă. În toate domeniile. În toate domeniile. Chiar spunea despre armeni lucruri pe care, spre rușinea mea, nu le știam la momentul respectiv. Da? Nu mai țin minte, dar chiar o chestie foarte interesantă. La un moment dat vorbeam cu dumnealui legat de teza de doctorat. A venit un iordanian care era și el la teza de doctorat și domnul Roveanu a început să-i spună despre Iordania, la care reacția studentului era: când ați fost în Iordania? La care domnul profesor, cu o modestie de excepție pe care îl caracteriza, a zis: n-am fost niciodată, dar am citit despre Iordania. Tu erai student când s-a jucat celebrul meci de... Da, să nu zic meci, când a fost întâlnirea între Karpov și Kasparov, un rus și un armean.
Sigur, sigur. La un moment dat era 5-0 pentru... Era 5-0 pentru Karpov. Ați amintește? Erai student, da? Sigur că da, da. În 1985, dacă nu mă înșel, a fost această finală. Cam așa, că nu am fost exact, da? Dar mai provocat, apropo de cultură, da? Da. La scorul de 5-0, Kasparov, care este un armean, Gari Kasparov... Mie mi-a plăcut foarte mult. Da, un tip foarte inteligent. În ultima vreme s-a implicat în politică, am înțeles. A reușit să revină, să legaleze pe Karpov și să-l bată în final cu 6-5. Eu m-am bucurat atunci. Asta este viața. Aș vrea să mai facem un pas, rugându-te, vă rog, să ne spui povestea carierei tale. Deci am terminat facultatea, să o luăm frumos, apropo, petrol, informatică, gaze naturale. Deci, 89-94, schiera de Păraș Moren, da? Exact. Șef birou, mi-ai povestit. 94-99, Ploiești, da? Ploiești, exact. Aici ai fost șef serviciu informatică, deci calculatoare, da? Exact. Ne-ai povestit. Și partea cu acționariatul care a venit... Cu bursa, da? Cu bursa. Haideți să vedem 99-2006 și te las pe tine. 99-2006 a reprezentat una dintre principalele activități în domeniul gazelor naturale, în sensul în care am fost șef serviciu balanțe la Dispeceratul Național de Gaze Naturale. A fost... Deci ai renunțat la informatică. Am renunțat, da. Am trecut pe dragostea din tâi, să zic așa. Ce înseamnă balanțe? Balanțe, vedeți, noastră, în România, cel puțin la momentul acela, când lucrurile erau încă puțin centralizate, la nivel de țară, și acum se fac, balanțele de gaze, ce surse de gaze avem, ce consumuri de gaze avem și ce necesar estimăm să se... aducă, pentru că singurul necesar este din import. Sursele noastre sunt limitate. În ultima vreme, ca urmare a scăderii economiei românești, sursele interne sunt aproape suficiente. Se completează cu un import mai mititel, dar pe vremea aceea importul era mult mai mare. Și atunci se făceau niște estimări vis-a-vis de care este cantitatea de gaze din import care trebuie adusă pentru a completa necesarul de consum. Gazele din intern, din producția internă fiind limitate. Ale producătorilor din producția internă Romgaz și Petrom, fiind limitate, autohton. Consumul era de un anumit nivel, diferența trebuia completată cu import. Și atunci balanța însemna să se facă această balanță intrări-ieșiri, să vedem ce avem nevoie. Input-output. Exact. A fost o chestie foarte interesantă la care am lucrat activ, în sensul că la momentul respectiv, importul, care era mult mai scump, nu era într-un regim discriminatoriu. Era într-un regim că fiecare lua cum putea import. Și atunci directorii de speceratului din acel moment, Ștefan Neguț și Gheorghe... Oameni de calitate. Ștefan, oameni de mare calitate și de mare profesionalism, da, au stabilit un criteriu pe baza căruia să se facă acest import, adică într-un regim nediscriminatoriu. Cotă parte din importul care trebuia adus în țară era răspândit pe toți agenții economici într-un procent unic funcție de consumul acestora. Și a apărut acel dozaj care a funcționat ani de zile și care a dus la un regim nediscriminatoriu pentru agenții economici. Dacă tot semnă gaze, te rog foarte pe scurt, care este drumul gazelor? Drumul gazelor este foarte interesant. Dacă îmi permiteți, o iau de la început. Și pe scurt, te rog frumos, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, da? O iau de la început cu forajul. Se sapă forajele pentru a determina determinarea zăcământului. De fapt, se face în prealabil. Se sapă până la ajungerea în zăcământul respectiv. Instalația de foraj pleacă și vine instalația de exploatare. Dacă presiunea este suficientă, gazele ies singure. Dacă nu, spunem că aceste gaze sunt asociate cu hidrocarburile, acestea vin la suprafață prin intermediul pompelor, acelor instalații de pompaj. Sunt aduse prin conducte în parcuri și se separă. Se separă fracțiile grele, hidrocarburile grele, prin niște cilindri, jetul de fluid care este de hidrocarburi și gaze se lovește de pereții acestor cilindri, fracțiile grele cad și se duc ca și țiței, gazele fiind mai ușoare urcă și sunt colectate în parcurile de gaze.
Acestea sunt apoi colectate, duse către de producători. Acestea sunt fie ale Petromului, fie ale Romgazului, principalii noștri producători, care dețin cam 50-50% producția internă, sunt duse și introduse în Sistemul Național de Transport. Dispecerul Național de Gaze tocmai asta face, dispecerizează gazele care intră în conductele magistrale pe care le gestionează Transgazul. După care, aceste gaze care sunt duse de la producător către societățile de distribuție sunt, prin stațiile de reglare-măsurare, predate, prin aceste SRM-uri, predate distribuțiilor. Iar distribuțiile le preiau și prin instalațiile pe care le au în orașe, branșamente și tot ce înseamnă până la intrarea în casă, contor și toate aceste lucruri, introducerea gazelor în casele noastre. Foarte frumos, foarte frumos. 2006-2009, doar 3 ani, consilier în cadrul diviziei de gaze naturale, project manager la OMV Petrom, da? Exact. Să ajungem din 2009 până în prezent, director departament gaze naturale la o firmă de furnizare gaze naturale din București. Exact. Da? Aș vrea să mai vedem un material. Cred că n-am văzut familia, nu? Nu. Nu. Familia, rog pe Andrei, ultimul material. Familia, ce rol are familia? Este determinant. Determinant, da? Toarmean, doamna româncă, da? Iată, aici este soția, Sorina, și dulceața mea, Eliza Gabriela. De vișine, am înțeles, da? Foarte frumos. Crăciunul, da? Crăciunul, exact. Voi țineți, da, și voi țineți la Crăciun foarte mult? Ținem, eu sărbez de două ori, perit. Așa e, așa o uninoroc, da? Da? Aici este soția, da? Eliza, sora mea Gilda și nepotul. Și nepotul Aramis, un băiat extraordinar. Aramis, Atos, Portos și Aramis. Da, numele Gilda, sora mea, m-a întrebat, măi, ce nume să-i pun? Și eu am sugerat Aram. Și tu erai D'Artagnan, bănuiesc, da? 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 Și a zis, hai să nu fie Aram, să încercăm să fie un nume care să lege și cu limba română, și a zis Ara. Și atunci este Aramis Ara. Și a dat arama pe față până acolo. Da, da, e un băiat deosebit. Un băiat deosebit. Perfect, da? Aici este la ziua... 4 ani. Da, aniversarea de 4 ani a Elizei. Cine a făcut tortul? Tortul e pe comandă, nu spun pe cine. Pe comandă, am înțeles, da? Foarte frumos, la mulți ani. Vă mulțumesc. Și aici suntem în parc, este... Într-o tandrețe greu de explicat. Exact. Mai ai timp și de fetiță, de familie? Da. Consider că este elementul principal în existență. Cel puțin după ce m-am însurat, am lăsat și facultatea. Știți că predam în 2010, când m-am căsătorit, am renunțat la naveta până la Ploiești și m-am dedicat familiei. Să știi că de la București la Ploiești nu e departe când iubești. Da? Corect. Finalul emisiunii. Am câteva întrebări scurte. Îți plac întrebările scurte? Da. Da? Da. Foarte frumos. Ești o persoană timidă? Am fost, acum nu sunt decât 10% timid. Tolerantă? Da. Cheltuitoare? Uneori. Știi să ierți? Da, dar nu uit. Dar nu uiți. Ce poți învăța de la un inginer petrolist? În general, un inginer petrolist. Tu ești inginer petrolist. Ce poți învăța? Tăria de caracter. Tăria de caracter, da. Onestitate. Munca asiduă, relaționare, este foarte important să lucrezi în echipă. Unii lucrează în afară de echipă, da? Sinceritate. Prietenie. Prietenie, sigur că da. Poate că... Meseria de petrolist este dependentă de risc? Da, foarte mult. Este foarte mult și am simțit-o pe pielea mea. Când eram inginer de foraj la sondă, era un risc foarte mare și lucru cu oamenii deosebit de important. Te consideri un petrolist de succes sau de valoare? De valoare. Bravo. E greu să fii sincer? Uneori da. Uneori. Dintre cuvintele ieri, azi, mâine, ce alegi și de ce? Azi. Pentru că ieri a fost și nu mai putem schimba. Mâine o să vină și nu știm ce este. Astăzi este momentul în care... Deci bate fierul cât ești cald. Cald, exact. Irinel, eu am să spun câteva calități, analizând numele de familie, care se pare, ca și numele de botez, că ele sunt predestinate, se pare,
pe grupuri de litere, așa cum am priceput eu, nu o să răspund pe toate că nu avem nici timp, dar o să-ți dau eu materialul meu, am meritat să studiez, rugându-te să-mi spui și ce defecte ai după ce o să listez o parte din calități. A. Ambițios. Agil. Aprig uneori. Altruist. Îi plac alternativele. T. IT, dacă era deci tehnologia informației, da? Cu timiditatea am înțeles, 10%, da? Dacă negociem... Mai ducem mai mult. Mai ducem mai mult, da? Tipicar uneori. Da, așa e. Da? Ca om de caracter, capabil, carismatic, calculat. Cai. Îi plac cursele de cai, apropo de hipodrom. Sigur, mergeam destul de des. Tinde să aibă și cai putere, dar înțeleg că nu. Nu, nu-mi place să conduc. Nu-ți place? Dar să fii condus? Da. Ia, iartă, dar nu uită. Deci nu uită, da? Și am zis eu, îi plac iaurturile grecești. Corect. De ce îți plac iaurturile grecești? Îmi place și Grecia, dar îmi place... Dar voi armenii nu aveți iaurturi? Ba da. Și cum sunt? Sunt bune. Dar să știți că bucătăria armenească este foarte apropiată de bucătăria grecească, ca de altfel și istoria armenilor. Dar nu te-am întrebat întâmplător, da? Bun. An, anticipativ, angajat, andante melancolic și mai sunt și altele. Ce defecte ai? Poți să ne spui o parte dintre ele. O parte, da, sunt multe defecte. I-am listat multe calități. Sunt mai multe defecte decât calități. Te-aș ruga să le spui. Probabil că este și familia interesată, da? Sigur, ți l-au descoperit. Dar aș vrea să le spui pe post, în direct. Sunt încăpățânat. Am momente când sunt încăpățânat, îmi dau seama după aceea că am fost încăpățânat, realizez, dar uneori e tardiv. Aprig, cum a spus dumneavoastră. Câteodată sunt apric, dar îmi trece... Deci iute la mânie ca să se știe. Da. Nu în sensul rău al cuvântului, adică nu sunt... Doar... Și te exteriorizezi când ești da, apric. Vorbesc mai repede, sunt mai... Mai tare, da? Mai tare, da, încercând să-mi impun punctul de vedere. Orice om are un orizont, se răsânge la un punct și e punctul tău de vedere, exact. Da? Frumos? Da. Uneori sunt ironic. Uneori, da? Exact. Frumos asta, da? Da, uneori... O ironie fină, bănuiesc, armenească, da? Da. Uneori sunt enervant. Chiar mi-au spus foști nu colaboratori, subalterni, ca să zic, că încercam ca totul să iasă bine și să fie perfect. Ești perfecționist. Sunt perfecționist. Și chiar colegii spuneau, ai încredere... A fi perfecționist e o calitate sau un defect? E o calitate. Uneori este și un defect. Depinde până la ce nivel se duce acest perfecționism. Am înțeles. Haideți să ne oprim aici cu defectele pentru că nu te mai primește acasă, doamnă, da? Ce-ai transmite tu în final celor care ne urmăresc din experiența ta? Deci cam câți ani ai tu în petrol, informatică și gaze naturale? 29 de ani, merg pe 30. Mulți înainte. Deci 29 de ani și cât o vrea Sfântul. Care ar fi mesajul tău către cei care ne urmăresc, mai ales că ești inginer petrolist, noi ingineri mai avem și petrol se pare că mai avem. Este sigur că da. Te rog. Am început cu spusele regelui Mihai și aș vrea să revin la ce am spus. Te rog, da. Că lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memoria trecutului. Și cred că am spus cam tot, pentru că fără morală, degeaba suntem profesioniști buni. Fără credință, degeaba suntem pe acest pământ. Iar fără memorie, nu putem să ducem valorile noastre mai departe generațiilor de mâine. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Va trebui să fac finalul emisiunii. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru fidelitatea cu care vă urmăriți. Mulțumesc încă o dată invitatului și, eu vă mulțumesc. Și vă promit că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!